Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi este vineri. Eu nu am mai filmat nimic săptămâna asta. Nu m-am simțit în stare. Nu mi-a fost așa de bine. Mi-a fost un pic rău. Și acum am răcit un pic. Am nasul înfundat. Dar am zis, hai totuși să filmez astăzi. Să postez diseară ceva. Că de duminică n-am mai filmat nimic. Da, și am dat-o pe Antonia la grădiniță. Eu acum sunt cu Maria aici. Mă duc acum să-mi fac un ceai și îmi voi pune și o felie de pâine cu unt și cu dulceață și asta vom servi la micul dejun noi în dimineața aceasta. După trebuie să mergem până la magazin. Astăzi am de făcut curat, că eu vinerea fac curat, că vreau să fie sâmbătă curățenie în casă și să nu mai bat capul. Așa că vă luăm cu noi pe unde mergem astăzi. Aici am fiert apa pentru ceai și voi pune flori de tei și mentă. Am aici, sunt de acasă, aduse de mama mea, din România. Le voi pune aici și voi pune capacul și îl voi lăsa așa la infuzat câteva minute. Noi am plecat la magazin. Îl așteptăm pe Sebic să bagă până la bancă. Și îți doar cu Maria, că Antonia la grădi. Spune bună. Nu ai chef? E supărat, acum nu știu ce are. Și vom merge la magazin să facem cumpărăturile. După venim acasă. Eu nu mă simt prea bine, mă ustură nasul. Mă ustură nasul, cred că răcesc tare. Nu știu ce se întâmplă cu răceala asta, că toată lumea e răcită.
cumpărase de la magazin. Și am lăsat primele astea sacoșile aici și s-a dus că are altă treabă. Acum trebuie să le pun la locul lor. Am fost și le-am luat și papuși la fete. Hai, Maria, vin încoace să arătăm. Am fost și le-am luat papuși la fete. Că de acum e frig și vremea urâtă. Și aveau Adidas. Maria a luat așa o pereche de ghetuțe. Stai să le arătăm aici. Mie îmi plac foarte mult, foarte faine. Au și blăniță înăuntru. Ea normal poartă 23 numărul. Bine că la Adidas ăștia avea numărul 22, erau fix. Am zis că iau 23, dar nu am găsit mărimea asta 23 și i-am luat 24, că na. Îi mai dau o sosiată mai groasă și iarna trebuie să fie un pic mai larg papucul. Pune celălalt, Maria. Și îmi plac foarte, foarte mult. Foarte mult îmi plac. Scrie aici Tom Tyler. Îți fain tare. Au costat, normal ei au costat 45 de euro și am luat la reducere la 39. 39,99. Foarte drăguț. Maria, adu și ce smulițele să le arătăm aici. Hai, adu și smulițele. Și lui Maria i-a mai luat o pereche de cismulițe. Stai că arătăm acum. Dăm acum. I-am luat lui Antonia pentru grădiniță și vroia și ea. Le-a văzut pe astea. Și i-am luat și ei. Tot mărimea mea 24. Și au costat 18 euro. Sunt foarte drăguțe și astea. Și astea sunt blănite. Câte astea le-am luat să fie blănite. Hai că le dau că frânge. Îi plac foarte mult. Îi plac mai tare și ismele alea ca ghetuțele. Le poartă. Ia uitați-o. Așa, și lui Antonia i-a luat și o pereche de cisme. Are cisme, dar erau fără blană. Așa că i-am luat acum pentru iarnă. De luat la grădiniță cu blăniță înăuntru. Am vrut să iau și ei modelul ăsta care o are Maria, dar nu am găsit. Așa că i-am luat din astea, așa, pe albastru, cu steluțe. Și ei am luat mărimea 30. Și au blană și astea. I-am luat mărimea 30 și au costat 29,99. Și am luat și eu o pereche de tocanci, așa, tot de la Tom Tyler, scrie aici. Sunt foarte frumoși. Mie mi-au plăcut. Tot așa o blăniță înăuntru. Să ține de cald. Îmi plac foarte mult și a lui Antonia. Acum să vedem dacă e bun, dacă nu e bun, o zis doamna de acolo, putem să-i schimbăm. Foarte drăguț. Și asta. Și au costat 50 de euro. Da, și cam astea le-am cumpărat la fete, de încălțat. Și acum mă duc să pun cumpărăturile și să vă arăt ce am cumpărat și de la Lidl. Totuși să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl repejor, că mă grăbesc. Da. Trebuie să mă duc după Antonia. Da. Și vă arăt așa repede ce am luat. Aici am luat 3 pachete de șervețele umede. Aici o pungă de nuci. O pungă de paste din astea fusili. 2 cuptoaje de ouă.
Două de șuncă din astea îi fac lui Antonia la grădiniță. Ei îi place numai din asta. Am luat mezeluri de la românesc, de la ruși, nu îi plac. Mi-a luat mie o cutie de ceai din asta de fructe, un castravete, o caserolă din asta de legume pentru supă. Aici am două borcane de măsline negre fără sâmburi, o cutie de cappuccino cu caramel, tot pentru mine, că nu mai beau cafea în ultima vreme așa de multă. Maria vorbește foarte mult și nu pot să mă concentrez. Aici am luat o pungă de ardei capia, două din astea de parizer, o cutie de sare, două cutiuți din astea de smântână, trei de roșii. Aici am, nu știu, 2 kg de vinete, vreau să fac salată de vinete, o plastă de avocado, două cutii din astea de pastă de tomate. Aici am o pungă de fructe de pădure congelate, îmi fac smoothie-uri. Aici am o pungă de făină de grâu, 1 kg de orez basmatic. Maria, dă-te un pic, mama! Aici am de asta scorțișoară și usturoi granulat, două cutiuți din astea de cremă de brânză, saci de gunoi, o pungă de fistic. Aici n-am mai scos din sacoș, aici am două plase cu cartofi. Stai, Maria! Și o plasă cu ceapă. Și mai am și aici o pâine, am feliat-o eu acolo, un detergent din asta de geamuri, somon, aici am 1 kg 200 de piept de pui, carne tocată, 100 de grame de carne tocată, vreau să fac sarmale săptămâna asta. Aici am două caserole din astea de copănele. Cam astea au fost cumpărăturile noastre de la Lidl. Mergi, Maria? Mergi pe aici? Hai. Mergi? Noi am plecat. Unu ei! Ia o ia pe stradă. Mergi pe trotuar? Păi da? Au plecat după Antonia? Și e normal că și-a luat cismele. Nu-i voie! Nu-i voie, hai! Țapă. În țapă, da? Hai! Mergi! Mergi, mă! Nu i-am mai luat căruța, am spus să mai fac și eu mișcare. Dar... când nu iau căruța, așa face. Stă să uite la tati frunzele. Numără toate gardurile. Și bineînțeles și-a luat cismele picioare. Deci că are un boss de aur așa de dragi cismele astea. Ia, ți-ai luat cisme? Da. Sunt faine? Da, faine. Da, stă bine. Mergem după Toni? Da, hai să mergem mai repede, că întârziem. Să o luăm pe Toni. Hai, că nu vine mașina. Hai. Ne așteaptă Toni la grădi. Știi? Da. Știi că ne așteaptă Toni? Și noi nu mergem pe stradă, o luăm pe aici, pe o scurtătură, trecem pentru un parc și ajungem mai repede. O iau prin parcul ăsta pe aici și în 10 minute ajung la grădiniță. Așa e, Maria? Dar unde mergem noi acum? Acasă. Unde mergem acum? Acasă. Cum acasă? Acasă. Am luat-o pe Antonia de la grădiniță. Acum mergem spre casă. Hai. Lasă frunzele, Maria. Cam așa arată Antonia când vine de la grădiniță. Dimineața e curată și la amiază-i toată unsă de noroi. Hai. Le scoate, îi scoate pe afară, prin nisip, prin... Cum a fost la grădini? Bine?
Hai, Antonia, Maria, pe unde mergi, Maria? Hai. Să joacă. Îți place, Maria, să te joci? Hai. Hai, Maria. Antonia, nu te du pe acolo, că acolo e școala. Vino încoace. Maria. Maria, hai pe aici. Hai. Pe aici, mi-am strâns unii prin bucătărie, dar vreau să mai șterg geamul, să mă șterg și mobila din bucătărie, vreau să fac așa o curățenie mai amănunțită, dar acum vreau să-mi fac un ceai din ăsta care am cumpărat de la Lidl. Scuzați-mi vocea, dar sunt foarte răcită, am nasul înfundat. Și am să fac un ceai din ăsta de la Lidl, din fructe. Nu am mai încercat până acum ceaiul ăsta, dar miroase divin, miroase așa de frumos, sper să fie și bun. Soțului meu îi voi face o cafea, că el acum își pleacă la muncă și vreau să-i fac o cafea înainte. Îi voi face și Antonie, cred că, un ceai. În ceaiul nostru vom pune și câte o linguriță din asta de miere de albine.
Dragă, eu mi-am terminat treaba. Mi-am terminat pe aici curățenia. De fapt, mai am de întins două mașini de haine. Dar mai întâi vreau să editez video, să-l postez mai devreme și după voi mai face ce mai am de făcut. Acum am pus eu un pic pe canapea, beau un milkshake din ăsta mi-a făcut. Am să închei și filmulețul aici. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Noapte bună, pa, pa!